Mulți dintre dumneavoastră vă întrebați de ce o familie care are un copilaj bolnav de cancer apelează în final la o asociație umanitară ca să fie ajutată, în contextul în care tratamentul împotriva cancerului în spitalele din România este gratuit. Sunt acasă la Văculești, la familia Călugăreanu, în județul Botoșani. Ei au o fetiță bolnavă de cancer, are o tumoră sau a avut o tumoră la față și a apelat la multe spitale de România ca să primească ajutor, să fie internată, să fie operată, însă din păcate în contextul COVID-ului a fost tot timpul amânată și nu s-a întâmplat nimic aici în România. Părinții nu mai puteau să suporte această amânare și în final au ajuns în Italia, unde a fost operată, i s-a făcut tratamentul și totul a fost gratuit. Totul s-a făcut la timp și fără niciun fel de amânare. Însă ca această familie să ajungă în Italia, să rămână în Italia luni de zile, să facă acest tratament, să treacă prin toată procedura de radioterapie, chimioterapie, această familie avea nevoie de suport financiar, pentru că ei s-au mutat cu totul în Italia. Acolo au chirie, au utilități, au nevoie de mâncare, de întreținere și așa mai departe, pentru că părinții nu sunt internați în permanență cu fetița în spital, ci ei trebuie să meargă la spital să facă tratamentul și apoi trebuie să se întoarcă undeva pe care să-l numească, un loc să-l numească acasă. Iar asociația noastră Speranță pentru România, cu ajutorul donațiilor dumneavoastră, a susținut familia Călugăreanu în Italia luni de zile cu toate aceste costuri pentru ca fetița lor să poată urma tratamentul la Gesù Bambino în Roma. Iar vestea bună acum este că Ermina a trecut prin două operații care au fost o reușită, boala este în remisie, este totul ok și acum sunt într-o pauză aici acasă în România, după cum vă spuneam, sunt acasă la ei în Văculești, în județul Botoșani. Și mă bucur împreună cu ei și cred că și dumneavoastră vă bucurați că Ermina este bine, este sănătoasă în momentul de față. Din păcate însă, lupta aceasta cu cancerul nu se termină aici, pentru că va urma o perioadă de întreținere, de tratament, care trebuie să se facă tot în Italia și familia are nevoie în continuare de susținerea noastră să rămână acolo în Italia cu toate costurile aferente. Din fericire, tratamentul la spital este gratuit și tot ce se întâmplă în cadrul spitalului, însă ca ei să rămână în Italia au nevoie de suport pentru chirie, pentru întreținere, pentru cheltuieli și așa mai departe, mai ales că fac și naveta de acasă până la spital, aproximativ 80 de kilometri. Dragilor, sunt astăzi aici să vă mulțumesc pentru donațiile dumneavoastră de pe site-ul nostru Speranță pentru România, pentru Călugăreanu Ermina. Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia. Vă spun atât în calitate de președinte al asociației și vă spune și Dana, mama Erminei. Te rog, Dana. Mii de mulțumiri, zeci de mii chiar. Cuvinte nu sunt ca să poată înlocui ceea ce am primit noi ca ajutor. În schimb, putem să ne rugăm pentru toți cei care ne-au ajutat și să-i cerem să vă ofere toată sănătatea din această lume. Mulțumim și Dumnezeu să fie cu dumneavoastră.